Bună seara, numele meu este Răzvan Mihai, sunt gazda acestui webinar, Closing Bell. Am rugămintea să-mi spuneți dacă se vede și dacă se aude bine înainte de a merge mai departe. Perfect. Ei bine, astăzi am avut o serie de date care au ieșit destul de interesante. Putem observa din calendarul economic date din zona euro mixte, și anume pentru Franța am avut indicii PMI din sectorul manufacturier și din cel al serviciilor sub estimări, numai că pentru Germania au fost peste estimări în cazul serviciilor, 54,5 față de 53,1 așteptat, iar cel din sectorul manufacturier în linie cu estimările. Mai departe, pentru întreaga zonă euro au fost date mixte, Flash Manufacturing PMI în linie cu estimările, iar din sectorul serviciilor subestimări. Euro a avut parte în primă fază de o mișcare ascendentă, putem observa un maxim la 1,3475, după care acum câteva ore s-a consolidat, observăm un minim local la 1,3455 care a fost depășit chiar în momentul de față, ora aceasta, presiunea pare să fie una descendentă. Dacă ar fi să ne uităm în spate, observam că această mișcare ușor ascendentă este o corecție pentru impulsul anterior. Dacă vom avea în continuare date bune din Statele Unite în direcția celor care au venit la 3,5, și anume unemployment claims în scădere la 323.000, un core PPI, inflația la nivelul producătorilor peste așteptări, 0,2% creștere, iar la ora 4, Flash Manufacturing PMI 54,3, peste estimările de 52,6, la orele 17.00, Philly Fed Manufacturing Index va veni 15,8 așteptat, o creștere peste această valoare ar putea duce la întărirea dolarului, date bune care ulterior să ducă la o temperare mai rapidă a programului Quantitative Easing. Ca țintă avem 1.3430, iar mai jos decât atât 1.3400, minimul anterior. Există suficient loc pentru această cădere. Pe de altă parte, un semnal pozitiv ar fi o închidere peste 1.3475 pe un interval H1. GBP/USD a avut parte de o mișcare ascendentă. Momentan ne aflăm pe o ușoară scădere. Dacă vom aluneca din nou sub 1.6100, semnalul ar fi negativ, iar ținta noastră ar putea fi fostul minim de la 1.6071. Pe de altă parte, o revenire și un breakout peste 1.6139 ar fi un semnal pozitiv și ne putem aștepta la un raliu spre 1.6177, cu toate că dacă ar veni date bune, dolarul s-ar întări și față de lira sterlină. AUD/USD pe un interval daily arată destul de urât. Avem confirmat o formațiune de tip head and shoulders. Această mișcare descendentă de astăzi, dacă se va finaliza cu închidere sub nivelul 0.9283, atunci semnalul ar fi unul negativ, iar ținta destul de îndepărtată, 460 de pips și cu siguranță sub minimele anterioare de la 0.8897. Dar ca și nivel intermediar putem lua 0,91, 0,90 și 0,89. Haideți să vedem și piața de capital cum stă. Avem DAX-ul care e pe o mișcare corectivă pe un interval H1. Momentan o rezistență locală la 9200, iar în condițiile în care vom avea o alunecare sub 9174, ne putem aștepta la o nouă scădere spre 9160-9150. Și piața de capital din Statele Unite, care acum se află pe o direcție ușor ascendentă. Să nu uităm că avem un minim în scădere în zona 15.833, așadar o alunecare sub 15.900, spune eu, ne-ar oferi semnalul negativ pentru o scădere spre 15.880. Haideți să vedem și S&P-ul. S&P-ul a sărit dintr-o linie de trend. Mai are acum un pas de trecut pentru a continua mișcarea ascendentă, și anume linia de susținere a acestei scăderi. Până acolo mai este destul loc și ar putea să respingă din această zonă în următoarele ore, în funcție și de cum vin datele fundamentale. Pe piața de mărfuri avem aurul, care a scăzut și continuă să scadă, 1237 de dolari pe uncie,
Și dacă ar fi să ne uităm pe un interval mai mare, următorul suport mai important se află la 1210 dolari pe uncie, mai mult decât atât. Sub acesta mai avem 1180 minimul anterior. Trebuie să fim foarte atenți, RSI-ul de 28 se apropie de nivelul de 30, ceea ce înseamnă o supravânzare și o posibilă mișcare corectivă în direcția ascendentă pentru aur. Haideți să aruncăm o privire și pe petrolul Brent. Acesta se află în apropierea maximelor. O închidere peste 1865 ar fi semnalul pozitiv de care avem nevoie pentru a merge mai departe. Să nu uităm că aici avem și o formațiune de tip Broadening Wedge. Dacă aceasta va fi confirmată de breakout peste nivelul menționat, atunci ținta noastră ar putea fi ceva mai sus către un nivel de 110-18. E bine, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Vă doresc o seară plăcută și spor la pepși!